zi. Putem ca să intrăm și noi? Nu, stați acolo! Și dați încoace porcanul cu care ascultați la ușă. Mi-a zis Mona Lisa că Claudiu ăla se tot dă mare, că te are pe Matale, așa că te-a făcut, că te-a prostit pe Matale. Claudiu, care m-a urmărit pe mine și mi-a arătat poza cu Franțoaz și a zis că e fata mea, a? Da. Dar cum m-a făcut el pe mine? Eu le-am pus pe Mona Lisa și pe Gioconda să-i fac așa un striptease, să-l înnebunească. Așa, e bune alea de nebunici, și? Da, și la nebunici, ăla a zis că Franțoaz e fisa și că ți-a băgat o Matale pe gât. Acum putem ca să intrăm și noi? Spune-mă! Fă, Lilico, să moară măta că e adevărat ce ai zis? Da, brea, nu-i neam cu Matal. Aoleo! Aoleo, ia uite sclembesita aia plângi fă și tu! Cu față de flapumă care are ea, care nici măcar nu era neam cu mine! Dar era fata la state și iete acum, țeapă, că nu e nici fata ta. Păi dacă nu mai e nici fata lui tăticu, deci nizora mea, ce neam mai e Franțoaz cu mine? E frate tu, bă, prosta dracula, ce mai plânge acum? Păi n-a murit cineva. Nu, n-a murit. Păi mi-ai zis așa tu. Du-te, Dacia, mă, eu am știut întotdeauna. Am simțit eu că sunt veze o nară în inima mea, că ea nu e neam cu noi, mă. Am simțit că mereu s-a dus o bătălie așa între inima mea și mine. Și am vins minea. Și ce dracu ai muțit acum așa, a? Ce să zic acum, ai pierdut o fată, ea că nu a pierdut tot turnul, ai pierdut afacerii și menurile. Mare chestie ce ai făcut. Gata? Nu mai vă dați voi cu prepususul? Nu știe nimeni ce s-a întâmplat de fapt. Da? Tăticule, da, asta înseamnă că eu sunt singura fața ta, nu? Fii atentă, fă, până aici. Asta ce e? Iartă-mă, fă, mămică, dar ea e mai sus ca noi. Gata? Vreau să mă gândesc. Acum trebuie să... Meditezi? Să-ți aduc o piatră? Amă, ce dracu ești ciofut așa? Am glumit și eu. Păi și tu mai optimist, așa că... Optimismul bate pesimistul. Lilico, să moară măsa de nu-mi vine să mă cațăr până la tine să te pup. Fă, nu mai pot așa, știi cum sunt? Dar de ce, brei, că ne-a stat e deprimată supărarea lui. Stai cu minte că e bine, e bine și la stat o să fie bine. Apoi nu mai are atâtea acte de semnal la moștenirile alea, că am mai scăpat de unul, s-a dus. Tăticule, și să nu mai fi supărat că eu am știut și mi-am dat seama că aia nu e fata ta. Că uite, de exemplu, ea a făcut facultate și de neamul nostru nimeni n-a făcut facultate. Bine, tu ai făcut, ai făcut doar tu, doar tu ai făcut Sorboana, adică. Da, și cum, adică am vrut să zic că tu ești cel mai deștept, că la Sorboana e greu, nu mai mișto, că acolo nu e nicăieri. Cristoșelne. Și tăticule și Sfântule Duh. Învățați-mă ce să fac. Pentru că eu, altă fată, nu mai sunt capabil să pierd. Cine are orechi de auzit, să audă. Dormitorul nu mai e sus. Eu am plecat să rămână. Mă duc eu să-i mulțumesc. Ici câtana, ici câtana, taniu pântana, ici câtana. Ia uite ce dracu m-a tâmpit și indieni ăștia acum. Ia. O bătrână într-o gară, ho, 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 a întâlnit o fetișoară, ho, ho, ho.
Fetițo, fetița mea, unde e Târgoviștea? Fetițo, fetița mea, cam și eu. Să poate muzica mai încet? Mulțumesc! A întâlnit o fetișoară. Chicară și chiar cu baneză, mai ridicată decât a mea. Spune și mie, ce să fac? Françoise este sau nu este fata mea? Fratele meu, seamănă cu tine? Seamănă. Adică morții măsii, seamănă numai cu măsa. E sigur că nu e sângele tău? Nu. Eu sunt sigur că este sângele meu. Dar este unul care se laudă în stânga, în dreapta, la toate curvele mele, că el e tata lui fata mea. Și mi-a băgat și mie neîncrederea. Păi atunci trebuie făcut test ADN. Îl fac. Păi... ce, când, cum, că nu știu ce este. Se ia sânge de la tine, se ia și de la ea, sau un fir de păr, se duc la microscop și medicul spune da, stătică, a iubit-o sau nu, pe mama fetei. E, te flăști. Păi de-aia fac eu testul ăsta, ca să aflu sau nu dacă m-am culcat cu ea. Păi ce, eu sunt ciorm, eu m-am culcat cu ea. Da. Păi ADN-ul stabilește dacă ești tatăl fetei. Ah. Și e sigur? Pentru că asta a fost acum mulți ani. Poate să... foarte sigur. ADN-ul hotărăște și de acum 100 de ani, dacă e sau nu. Așa e? Bine. Of, 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 Françoise, Françoise, fata mea, o să te cam să mă tocesc de păr. Mie îmi cade singur, așa că nu trebuie să muncesc. Ce-ați o tare, mă? Eu, cu Lilica, plec la Paris. Pourquoi? Ca să-mi fac analize. Aolea, tăticule, ești bolnav? Întâi fac analize și pe urmă stabilez dacă sunt bolnav sau nu. Dar ce nevoie ai tu, mă, de curva aia mai multă decât mine? Te uiți și nu înțelegi nimica, de Lilica vorbesc. Păi am nevoie de ea, fă, ca să vină cu mine. Să mă ajute, să deschidă uși, să facă contacte și să aflu, este sau nu este fata mea. Cine, mă, Lilica? Măta! Eu nu înțeleg nimica. Păi sigur că nu înțelegi nimica. Dar nu m-a bine vorbit eu cu băiat doctor, luat sânge de la Françoise și trimis aici? Nu, măi, tăi, mă. Trebuie să mă duc eu cu mâna mea. Tăticule, mai bine, eu zic așa... mă duc eu în locul Natalie, că... nu, mă, că tu te împuiești cu ea și până îmi faci teatru cu Minodora, iar. Ce, mă, și tu te împuiești cu Lilica, mă? Și tu, mă? Pă, fă, tu n-ai înțeles că n-ai înțeles nimica? Păi n-am înțeles nimica! Mamica, mamica, stai un pic. Eu... vezi că te cheamă Minodora. Se poate puțin, te rog frumos. Da, zile, da, ce zile. Tomară, mă, dacă tu vrei să te duci la Paris. Stai, nu de ce mai e așa? Adică ce... de ce vorbești așa cu mine? Bă, nenoroce, deranjez? Nu, 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 nu! Ce vrei tu să faci, mă, acolo? Ce să faci, să-i spui lui aia când ai nevastă să te combine, a? Ce vrei? Pe mine, de ce pe mine, ce m-a deranjat este faptul că m-a deranjat bătaia de joc. M-a deranjat faptul că și-a bătut joc de mine, de tăticu. Mai mult de faptul că și-a bătut joc de tăticu. Asta mă deranjează cel mai tare. Și mie și milă de tăticu, uite, vai de capul lui tăticu. Și peste toate astea, eu la ce am învățat Parisul? Ce să fac cu el? Zi tu! Zi dacă se poate! Lasă! Nu mai vă certați că eu am încurcat-o... Tu s-o descurci, că eu nu mai înțeleg nimica! O vezi? E ultima oară! Stai, fă, Minodoru, Minodoru, stai, că nu e chiar așa! E ultima oară, nu e chiar așa, fă! Glumă, glumă, dă-o dracu, e chiar! Da? Nu te superi. Mi-a amorțit mâna. Care? Stânga sau dreaptă? Pe stânga. Stânga. Cred că ai probleme cu inima, bre. N-am flacă la probleme. Nu. Te rog. Mă lasă. Te ridici că stai pe ea. Păi de ce nu spui, bre, așa? Ce dracu ești? Cum se cade? Acum ai o tătă. Ce te-a dat gură Dumnezeu să vorbim? Stă-ți la muți, așa. Da, uite-mă. Le plan n-a pas fonctionné. Cherchez nouveau plan. Cherchez la femme.
Hai, noroc, mai vorbim. Te deranjez, Floricele. Nu mă ia loc. Ba da. Știi de ce am venit? Renunț la cursa electorală? Da. Hai, Nu, mă. Nu, nu. N-am știut că vorbești franceză. Da, de Olimpiada amândoi. Da. M-am gândit și m-am tot gândit. Și ceva nu se leagă. Tu la primărie. Asta nu se leagă. Nu, mă, se leagă. Eu nu la primărie se leagă. Altceva nu mi se leagă. Nu mi se leagă mie, înțelegi? Nu. Da. De unde ai avut tu declarațiile la alea două? De unde ai avut tu declarațiile la alea două? Alo, Ego, nu vorbește? Da, mă, de unde le-ai? Contează. Contează. Le-am găsit într-o lădiță cu cheiță la portiță, da. Important e că sunt adevărate. Nu, 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 nu. Important e de la cine ai cheița. Hai, că de la ele nu ai, nu? Ce nici de la gaburii francezi. Nu ai, nu-mi dau seama, știi? Nu-mi dau seama de unde ai tu informațiile astea, nu știu. Am și eu sursele mele intime. Mamă, cele, mă, că noi ne batem pentru o primărie, ne dăm în cap unul la altul, când cade unul, când cade altul, asta nu-i nimic, dar tu fii atent cu sursele alea. Pentru că nu știi de ce sunt ăsta. Și poți să cazi la mijloc. Bă. Audiența se termină. Ia o sticlă de vin de la mine, du-te bea-o la pădure cu gagică-ta, cu cine vrei tu. Hai! Eu că uitam ce e mai important. Vino în Poiană, lângă pădure, dacă are loc un eveniment acolo. Vine și niște televiziuncică. Când asta? Uite, acum! Bă, asta e pe bune sau faci mișto? Gata, acțiune! Dă discursul, fă! Dragi familie, da, așa. Și prieteni, dragi și ateni, ce-ai scris pe aici? E să ten, tăticule. Chiar și așa, nu mai îți dau să scrii niciun discurs. Ne-am adunat ca să participăm la o ceremonie prin care eu, State Potcovaru, viitor primar, vreau să arăt, atât ca om, deși nu par, cât iubesc eu animalele. Nu, dar alea care nu se mănâncă, mă. Alea care n-aduce ghinion, fă. Și cât le protejez eu. Eu am găsit la mine în curte oi... O animală... Ue, poroaică, mă, ce dracu, mă! Extinția, da? Du-te cu ea de aici, mă! Pe cale de dispariție... După cum o arată și numele ei. Dă-te, mă, Dacia. Săraca, fără familie, fără prieteni, fără un amant, fără copii, singură de tot și fără casă. Alo! Pardon. Ia-l, Miguel. Sahib, nu uita să le spui de chestia aia cu protecția animalelor. Păi da, urmează. Așa. Hai. Ce facem noi? Oamenii, ca carnivori, deși suntem, noi trebuie să protejăm toți dispăruții. Și atunci cu extinția e la tine, mă? Așa. Ce facem cu ea? Avem două posibilități. Ori să ne ocupăm noi de ea, să o ducem la taur, să se mulțească și să nu mai dispară specia, dimpotrivă să apară specia. Dar nu cred că avem noi timpul și nervii pentru așa ceva. Ori să-i dăm drumul în măsa natură și din instinct ea să-și găsească și taur ce-i trebuie să facă copii, să mulțească și să nu mai dispară. Asta zic. Alegem a doua variantă, da? Frățioare Miguel, dă drumul animalului.
Hai, tu te Du-te! Alo! Băi, să nu vine băi! Du-te, băi! Lăsă-l până aceea! Putie, purică! Bă, Sahib, în cinsta la ce a făcut, dă de băul la toți! Asta, nu vă bucurați, că nu e petrecere. Mergeți frumușel la bar și beți simplu. Hai! Băi, a plecat fân? Sătenii? Ete sătenii. Aia, animala. Da, cred că da, da. Da? Da. Ia, hai. Consiliu filmat. Dragi familie, noi astăzi... Este o zi mare. Pentru mine, pentru cetățenii Coclați. Și pentru Estinția. A fost. Dumnezeu să-i odihnească specia. Ceremonia s-a terminat. Avem material destul, gata, nu mai filmăm. Păi fără Menodora, mă. Păi ce să fac acum? Unde ești, fă? Vino, fă, de ce n-ai fost, fă, Cotiliu? Să poate nu te-a filmat. Gata, s-a terminat, gata. Mai am ceva să vă spun, între noi, familia. Că noi, astăzi am încheiat un ciclu. Ai înțeles, fă? Știu. Noi am evoluat de la indienii necredincioși în Vaca Sfântă la țiganii creștini care suntem. Da. Așa că de acum nu mai purtăm hainile astea, ne întoarcem la hainile țigănești. Aaaa, Doamne, că nu mai speram, e adevărat, state! Sahibul tot țigan rămâne. Doamne! Aolea, bine că stăpânt a draperiile astea după noi. Venuțule! Ia uite pe cine am avut noi spectator. S-a terminat? Bunătate de ceremonie. Da. Cum a fost? A fost frumos, bre. Bravo. Dar să vezi ce frumos o să fie când o să-ți dădem noi drumul de la primărie. Ia mai pune bani. Mai pune un PS și filmează și pe privarul ăsta actual din Cloncatele, cum îi se rupe de natură și cum nu iubește animalele. Hai, filmează-l. Nu e adevărat, n-am nimic cu el. Dar iubesc iepurii, că vă poartă vouă ghinion. E să moară, mă, da? Dar nu-ți rup eu ție părul ăla de cap. Păi, lasă. Ușor că mă zgârie. Da. Lasă că ne îmbrăcăm la loc în oameni și-l rupem cu bătaia. Îți promit eu. Uite, Menodora, tu poți te duci să-i tragi un pumn în gură. Hai, te ești țigan. Fugi! Mi-e fric. Ei, nu putem să te ajutăm așa. Aștepți atunci să ne îmbrăcăm și noi. Mai stă fă că fac pe mine. La mine, nu? Teri? Unde-i copiii? Copiii jucă toată ziua aici acasă, la Andrei acasă. Teri, mâine pui alarmă și camere de supraveghere și în curte și în toată casa. Iar copiii nu mai are ce căuta la ăla, nu mai iese din casă și se joacă numai în casă. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Încă. Trebuie să ne apărăm. De cine? Fii calm. Jean, e aici. Poate chiar în Cloncatele.